Dacă Jasmina nu ar mai fi atât de populară, crezi că ai mai iubi-o? Ai vrea să fii soția lui Stas? Mincini, minciunele. Ai bătut-o vreodată pe Melissa și i-ai spus să nu-i spună părinților? Opa! Opa! Sunteți la o nouă parte a challenge-ului unde Jasmina și Stas sunt la detectorul de minciuni cu întrebările voastre din partea abonaților noștri. Cine nu a văzut primele părți, intrați pe canalul nostru, au fost foarte interesante cu întrebări picante din partea voastră și a noastră și vizionați-le, vă recomandăm. În a doua parte eu am fost prima, așa că era noapte, eu nu am Ok, hai. Stas, fii gata. Ai purtat vreodată hainele fratelui tău mai mic? Nu. Nici cu două. Nu ești sigur. De ce? Nu ești sigur. Poate din greșeală într-un fel ai încurcat? A, da. Afa, da, eu țin minte, pentru că aveam niște pantaloni fix, că mama le-a cumpărat și am văzut că e până aici. Și am înțeles tot pe plan. Întrebare pentru Jasmina. Ai mâncat vreodată de pe jos? Da. Nu! Pe cine să credem? Pe detector? Sau pe Jasmina? Scrieți în comentarii, dar Jasmina, trebuie să explici ceva. Eu cred că, de exemplu, dacă acuzat, nu știu, un biscuit, de exemplu, eu repet așa, leu și gata. De exemplu, nu știu, dacă acuzat, nu știu, înghețata. De exemplu, un chupa-chup, sau pe el deja praf, tot pe el, pe deja nu. Ah, ok. Cred că așa, da, explic. Ok, răspunsul complet este acesta. Ai jignit vreodată pe cineva atât de mult încât să plângă? Plângă? A jignit în sensul că a zis ceva cuvinte urâte pe el? A jignit, a lovit, a împins, nu știu. Nu. Nu ești sigur. Oh. Da. Eu cred că, fiindcă eu nu chiar nu știu. Mi-e pare că chiar nu ți-am minte. Dar eu mi-aduc aminte. Când? Când eram mai desigur cu Taisia, cu Jasmina și ți. Taisia plângea din cauza ta și nu numai o dată. Când? De foarte multe ori și noi și când am fost la laser tag. Nu era ceva groaznic, nu era ceva așa de critic, dar... Da, așa, trecem la următoarea întrebare, care este adresată Jasmine. Da. Ai mințit vreodată un prieten sau o prietenă? Ai spus minciuni vreodată cuiva? Mhm, mie. Nu. Hai să vedem. Opa! Opa! Jasmina! Eu nu mi-am nimic! Noi vreau să vă zicem că o educăm foarte bine pe Jasmina și învățăm să nu spună minciuni și de asemenea ne străduim să-i fim exemplu. Dar ce a fost aici sau cine spune minciuni? Okay. Poate detectorul spune minciuni, a? Mai departe, continuăm! Stas! Eu! Ai lovit-o vreodată pe Jasmina? Nu. Să vedem. Dacă spune corect. Bravo, Stas! Cu a doua parte, eu am spus că e imposibil, e regulă de aur să nu lovești o fată. Respect pentru Stas și like pentru el. Chiar acum, vă rog, să-l inundați cu like-urile voastre. Jasmina, o întrebare așa mai picantă. Picantă. Da, iar ce părere de dragoste. Tu ai simțit că lui Stas îi place de tine? Ai simțit asta? Răspunde la detector. Da. Nu ești sigură. Jasmina, ok. Spune-te, rog, că nici detectorul nu a înțeles. Cum ai simțit asta? Nu știu, nu am e greu de explicat. Inexplicabil. Da? Da, uitați-vă la emoția Jasmine. Așa este. Dragă. Dar nu mă filmați în față, e bășit. Ți-ai băgat degetul în nas când erai în public? A fost așa, să-ți curăți nasul, nu știu.
Eu nu vreau să mint așa. Opa, uai, nu vreau să mint până la mine. Nu. Ce la fac? Opa! Nu ești sigur? Ceva a simțit el. Poate, ceva, ceva. Poate că nu ți-ai dat seama? Da, nu ți-am mint. Stas, probabil că a făcut-o totuși. Poate. Ok? Jasmina? Da, eu. Ai căzut vreodată de pe scări? Omaga, durerea. La noi acasă, nu știu, în altă parte. Cum adică să gata, adică vreau... Te-ai împiedicat și nu știu, cum ai căzut? Păi, ai căzut cumva, te-ai pălit, nu știu. Da? Corect! Wow, da. Pare că era așa un caz, voi erați undeva în oraș, nu-mi amintesc fix, mă rog la magazin. Și eram la ultima treabă, sau prin ultima, și așa un piculeț am făcut așa. Opa! Opa! Stas! Eu. Dacă Jasmina nu ar mai fi atât de populară, crezi că ai mai iubi-o? Da. Să vedem. Eu cred ce e. Stas! Eu și eu ce? Deci, avem semne de voi întrebare. Voi nu țineți minte că ăștia-i plastic. Voi și cu voi. Asta zic eu. Eu cred că ei adică creație ca noi să spunem că ei se iubesc unul pe altul. Asta e un fel, da. Așa cum se iubesc doi maturi, cum eu pe mămica. E prefima, sunt foarte bine, liniștiți-o. Întrebare pentru Jasmina. Pentru 100 de lei, ai mâncat 5 lămâi și cred că se vorbește despre 100 de lei românești. Caron. Vreo 400 de lei de-ai noștri, moldovenești. Nu. Eu nu știu, eu serios nu sunt tare sigură, pentru că eu mă gândesc, adică vreau, dar în tot același timp îmi pare că n-aș putea. Stai, dar tu ai mâncat? 400 de lei. 100. 100 românești. Ai 400 de lei de moldovenești. Eu zic că e prea puțin. Da sau nu? Hai repede. Nu, deloc. Dar voi ați mânca? Eu aș mânca. Stai. Ți-ai dori ca Jasmina să fie sora ta? Sora mea? Nu. Nu ești sigur. Nu ești sigur. Da, nu sunt sigur. Într-o parte, adică... Cum eu să explic? Dintr-o parte și sora mea ar fi ca soră, din altă parte nu... Asta înțeles. Eu nu știu cum eu să vă spun. Eu nu știu cum eu să eu cred că îl înțeleg. Dacă ar fi o soră, ar fi fain pentru că ăsta s-ar vedea-o în fiecare zi, ce și el își dorește, cred că, da? Uh-huh. Dar minusul că nu ar putea să se căsătorească cu ea. Jasmina! Da, ca concret. Concret. S-a întâmplat vreodată să nu ai chef să te filmezi? Da. Nu ești sigur. De ce fii nesigură? Posibil că eram un piculeț obosită sau ceva, dar așa, gata, nu mai vreau să filmez, apoi nu era așa. Stas, ai fugit vreodată de acasă sau de la școală? Apoi, ori de acasă, ori la școală. Apoi, ori una, ai de acasă. De acasă ai fugit? Fără știi, mă, prosim v-am dus că mă supras așa. Da, ceva, ai avut un motiv. Nu. Bravo! Bravo, Stas! Eu am fugit de acasă. Voi ați fugit? De asemenea, așteptăm și comentariile voastre pentru că nouă ne este foarte interesant cum ați răspunde și voi la aceste întrebări. Jasmina, ai bătut-o vreodată pe Melissa și i-ai spus să nu-i spună părinților? Ioba! Nu! Bravo, Jasmina! Da, fiindcă, în primul rând,
eu niciodată n-am vrut asta. El s-a mai certat, dar nu a fost așa că s-o... Îți dau zâșele în montaj. Jasmin e foarte, foarte bun. Foarte bun. Stas, ți-ai dorit să ai o surioară? Da. Totuși. Dacă l-am primar, nu mai trebuie aproximativ încă o soară. Da, vrea. Dar aproximativ nu vreau să am grijă de doi copii. Da, dintr-o parte o vrea, dar dintr-o parte parcă nu vrea, că ne ajungem. Eu aș vrea. De 50 la 50, da? Da. Așa și detectorul nostru pentru a depistat. Pentru că voi sunteți doi, dar noi suntem trei. Încă unul, fiindcă ne mai trebuie și și avem o echipă nouă de zimbru. Zimbru. Foarte, Jasmina, îți place să faci video cu Stas? Da. V-am spus eu. Nu sunt sigură. Da? Pentru de ce nu ți-ar plăcea să faci asta? Nu. Este vreun motiv care... Păi, uneori nu-ți place să faci cu el. Nu știu, nu-mi amintesc. Ok, Stas. Hai departe. Am o întrebare pentru tine. Nu ne-a plăcut. Ți-ai aruncat telefonul pentru Jasmina. Stai, Jasmina, nu te-a aruncat. Da. Vreau să răspund aici la detector doar, nu se face asta. Da. Da, Stas. Zice, mi-i tine să nu spui. Aruncă-mi iPhone-ul. Aruncă-mi. Op, 1, 2, 3, ține-te iPhone-ul 11. Fă-s-o, duci. N-am aruncat, zici nicio. Bine, așa-s-i, continuăm. Jasmina. Ai ajutat o persoană cu dezabilități? Foarte. Adică poate... Nici nu trebuie să te gândești. Că nu poate merge, nu poate face o acumulă, nu poate vedea. Da. Da, Jasmina, ești o fată foarte bravă. Stas, o iubești pe Taisia? Ca prieten sau... Nu, eu cred că se referea așa ca pe o fată. Cum cum o iubești pe Jasmina, cred? Cum îmi place. Şşş! Nu. Jasmina, ți-a zis vreodată Stas, ție personal, că te iubește? Nu. Minciunele. Eu nu ne mințesc. Eu nu ți minț, eu spun, singur. Și eu nu... Nu uitați! Plastic! Stați, eu cred că i-a spus, dar știți că? La detectorul de minciuni, în partea precedentă, așa că verificați. Aaa, da! Am spus! Cine n-a văzut, priviți neapărat! Plastic. Stați! Plastic. I-ai zis vreodată, Jasmine, că e frumoasă? Da. Eu pot să zic că eu am amintesc când la ziua mea de naștere, noi când eram în mașină, îmi pare că făceam atunci live. În acel moment, noi am făcut într-un fel... Să fii frumos, nu, complimente făceați. Da. Și îmi pare că Stas era, la el era și compliment că era frumoasă, voi că sunteți drăguți. Am spus să fii, să fii în continuare frumos. Da. Jasmina! O iubești mai mult pe mămica decât pe tăticul. Asta e foarte greu de ce sincer, pentru mine ar și nu știu, pentru Jasmina, să vedem spune Jasmina ce răspunde. Spune fetița să tăci cu mă. Detectorul se poate depista ce spune. Stați, adică dacă eu zic nu, înseamnă că te iubesc pe tine mai tare, dacă da, înseamnă... Care iubești mai tare? Mă asta? Asta e foarte greu. Dar poate ne iubești egal. Hai. Ok, Nu! A răspuns adevărat? Nu, în sensul că voi iubesc pe unul doar, e cum? Ați voi puteți să legeți mamă sau tată? E pentru mine imposibil. Super. Jasmina, tu se emoționează, bravo, Jasmina. Se emoționează. Let's go, mai departe. Yeah! Facem o mică pauză de publicitate. Ok. Am intrat
Alo, eu n-aud întrebarea. Da, nu știu. O, Stas, o întrebare foarte interesantă. Ia uite. Nu-mi place. Stas, chiar și eu sunt curios. Hai. Ți-ai bătut vreodată, fratele, pentru Jasmina? Ce stați-o leacă? Cum adică pentru Jasmina? La ce sens? Dacă eu nu o bat de exemplu, eu așa îmi închipui. Că ea, că nu cred că Mărculeț, că e foarte micuț, are un frățior de un an și jumătate, sau da. Vorbim de ea. Adică la pun. Ian, dacă a spus ceva, de exemplu, de rău, de Jasmina, tu puteai să-l bați, de exemplu. Putea să se întâmple așa. Sau Ian, nu știu, ce că a spus că o iubești pe Jasmina și tu din gelozie l-ai lovit. Da, de exemplu, nu știu, poate a fost alt motiv. Da. Mie îmi fac nu, dar se însoată leacă. Nu m-am pălit cu pungul, bă, bă. Nu, ok, dar n-am spus să pălit cu pungul. Îmi pare că ăla era ceva, deja nu cum ți-a zis, în sensul că ceva, că ceva a zis de mine și stați cu ceva de genul. Da, Sau, deci nu-ți pare că răspunda este avocatul lui Stas de multe ori. Și nu le plătește pe el. Și chiar, cred că mai desi ori Jasmina îl apără pe Stas și îl justifică. Noi așa suntem un fel de... Eu pe dânsul pe mine, noi neapărăm amândoi și suntem un fel. Dar Jasmina îmi pare că mai mult, nu? Stătăroni! Așa fac prietenii adevărați. Da. Brava! Lol, oi, fac oi. Ai primit vreodată nota 2? Eu da. Eu simt. Nu! A spus adevărul. Jasmina e foarte exact. Eu ne-am zis, adică acum la homeschooling, eu nu ne-am zis pe așa. Dar la școală, eu 100% ne amintesc că eu la TS, la teme pe nogasă, aveam sau bine, sau foarte bine. Bravo, Jasmina. Stas. Eu. La tine a fost dragoste la prima vedere? Când ai văzut-o prima dată pe Jasmina? Nu. Nu sunt sigur. Dar băi, atunci când am văzut prima dată pe Dânza, Jasmina? A pofit pe Dânza? Pe domnii fără Jasmina? No way, băi, no way. 10, când am făcut primul vlog aveam 90 ani. Că stai seama, 90 ani. Acum ai 13 și deja e băiat mare, deja poți să ai sentimente. După ce mai deoparte. Jasmina, adresare, adică, o întrebare adresată ție. Ai vrea să fii soția lui Stas? Adică mi-a intrat tot asta în creier, nu-ți pot dormi în noapte, vă înțelegeți? Adică n-ați crezut că mare? Cred că da, nu acum. Da, păi cum o să fie? Nu. Eu m-am înțeles. Oh, beautiful, înșe. Acum e azi. E ploa, stai, nu, este ploa, este șer adevărat. Eu vreau să zic, într-un fel, nu sunt sigură. În primul rând, 12 ani, 13 ani, liniștiți-vă. Sentimente pot să aibă, dar să zic că... Mai departe. Stai, explicați-mi la Jasmina. Ascultați-mă. Eu vreau într-un fel să zic, eu nu pot să zic că nu sunt sigur și am zis nu. Într-un fel, nu, uite, acum la moment, eu o să zic că nu, fiindcă eu încă nu știu ce va fi în viitor. 12 ani, 13 ani. Ce zic, da? Nici eu nu-și spune nu. Mai departe, mai departe. Corect, Jasmina, foarte corect. Stas. Eu. Gata, întrebările s-au terminat. Ei, da. Da. Cum crezi? Cum crezi? Cum au răspuns ei? Cum s-au isprăvit cu această provocare? Au spus mai deseori minciuni. Detectorul s-a greșit. Cum crezi? Au fost ei sinceri sau nu? Scrieți în comentarii. Și dacă vreți partea 4, poate luăm un alt detector mai bun decât acesta, care va fi mai corect. Scrieți în comentarii. Și dați multe like-uri.
Da. Sau poate invităm pe altcineva cu noi. Scrieți în comentarii pe cine vreți să invităm la detectorul de minciuni. Și întrebările pe care să îi le adresăm. Noi dorim o rugăminte foarte mare. Vă rog frumos, nu scrieți comentarii întrebări despre dragoste. Dar voi ce speciale? Ce vreți? Voi speciale, trei speciale, nu știu. Cam acest a fost vlogul de astăzi, dragi prieteni, nu uitați să vă abonați, să dați un mare like la vlog. Da. La revedere. Eu vreau să vă. Pa, pa. Ui, ce tufit un ala ce. Eu fac asta, pa, pa. Pa, pa. Eu fac asta, să vedeți și operatorul. Nu, nu. Pa, pa. Nu.